Eu sunt o prietenă cooperativă, ei nu fac toate din cooperativă. În schimb, vreau să spun că am fost și eu îndrumată pe niște grei, deloc greșite. În timpul în care Zoltan Răstaș era șeful meu de departament, a fost o vreme în care au existat șefi. Și m-a sfătuit să mă ocup de cercetarea în științele sociale și la un moment dat am trecut la cercetarea în relațiile publice. Ulterior a fost redus, anulat cursul din considerente greu de discutat acum, dar am rămas cu un alt curs pe care l-am redactat pe atunci, tehnici de negociere și nu este singurul motiv pentru care sunt foarte recunoscătoare lui Zoltan.